Hei, salutare tuturor, eu Stick Slater și bine v-am găsit la un nou episod din Map Showcase. Înainte să începem acest episod, dacă mă susțineți, vă rog frumos să apăsați butonul de like și o să vedem câte putem strânge. Doar fanii adevărați vor apăsa like la acest episod. Ok, astăzi avem o mapă foarte, foarte specială. O să o găsiți în descriere, casa arată cam așa și e foarte, foarte bine făcută. O să vă arăt așa în detaliu cum arată. Are curte, are piscină, are leagăn. De fapt, nu are piscină. Piscina oare mintea mea. Ok. E frumos făcută. Mapa conține mai multe case. Dacă vreți, puteți să le verificați. Dacă avem timp, poate o să ne uităm prin ele. Îmi pare rău că se vede facecam așa, dar înregistrez ziua. Prima oară, casa conține două chesturi, unde puteți lăsa mail. Aici puteți lăsa mail, puteți să-l înjurați pe proprietar. Și nebunii. Aici are două semne cu numele mail-urilor, cred eu. Ok. Aici avem o frumoasă mașină Ferrari Spider 401. O să vă arăt mai târziu. Nu puteți să stați în ea, dar are un mic secret. Deci, îmi pare rău. Deci, intrați pe aici, pac, pac, pac. Și asta e ușa. Numele casei e 101. Are aici un... Stați puțin să dau eu. Are o sonerie. Deci ai sonerie la ușă. Și că mi-a zis cineva, spunea cineva acolo, că e o sonerie cu Five Nights at Freddy. Ia să auzim. Cine recunoaște, să-mi spună. Ok. Bați la ușă, dacă nu merge, intri și cu forța. Aici e prima ușă. La intrare, nu știu dacă se vede bine, aveți trei butoane. Aveți lumina, apăsați pe lumină, aprindeți lumina afară, la intrare, dacă bate cineva la ușă, cioc, 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 prima oară aprindeți lumina. Aveți a doua lumină unde aprindeți aceste două becuri minunate și a treia lumină unde aprindeți becurile astea de aici. Pac, pac. Aici ce aveți? Un cuier, cred. Ok. Ați aprins luminile, asta e prima cameră în care vă puteți uita la televizor. Vedeți, aveți două becuri, le aprindeți și ăsta e televizorul, ia. Bă, aprinde-te și tu. What the fuck, ok. Aici aveți foarte frumos decorat, o canapea, aici stați cu picioarele, râgâiți în case minții și aruncați pe jos, dar nu mă turați niciodată. Foarte frumos, astea sunt boxele, cred. Și aici un raft cu cărți cu luminile, ok. Nu e foarte bine luminat pentru că eu insist să vă arăt cu shader-el. Foarte frumos, ăsta e hall-ul, aici avem lumina de pe hall. Aprinde-te. Aici, cel mai important, vă duceți la baie. Ok, poți să închizi tu ușa? Ok, s-a închis. Unde e lumina? Ok, am aprins lumina la baie. Avem o baie foarte, foarte șmecheră. Aici avem o oglindă. În caz că n-aveți freza bine făcută, mergeți aici, uitați cum arătați astăzi, foarte frumos. Mi-a cam crescut nasul. Vedeți? Și se spamnează săteanul și îl dă în jos, îl omoară, adică, și dacă se supără, la ce înapoi. Ok. Așa arătați. Asta e oglinda, aici vă spălați pe ochi, o floare, niște cărți, foarte frumos făcut. Aici aveți un duș multifuncțional, vedeți? Curge foarte frumos. Puteți să faceți orice în el și s-a deschis. Foarte frumos. Una dintre cele mai complexe băi pe care le-am văzut eu vreodată. O să aprinzi tu. Oh my god, am stins lumina. O să aprinzi la loc? Ok. Deci asta e baia, una dintre cele mai complexe băi. Aici avem cărți în baie sau ce zi răulea? Sau alea de prim ajutor. Puteți să închideți ușa, foarte frumos, să aprindem și noi luminile pe sală. Alo? Așa. Aici aveți basement-ul, o să vi-l arăt mai încolo. Foarte frumos, aici aveți un butonaș unde stingeți luminile. Și iar le aprindeți. Alo? Ok. Aici aveți o cameră, e un dormitor, unde e lumina? Ca de obicei aveți lumina în perete. E un dormitor, foarte frumos, dormitorul copiilor sau dormitorul adulților, habar n-am. Dar mai degrabă dormitorul adulților pentru că are două paturi și... Ok, n-am înțeles ce e asta aici. Ok, cred că e lumină din aia pe senzori.
vede afară. Aici avem un laptop foarte frumos. Dacă n-ai ce face, laptop. Aici avem ieșirea în curte. Mamă, ce frumos e, da. Da, ce frumos, îmi place verdele ăsta. Aici avem ieșirea în curte, plantate niște flori aici, foarte sarcastic. Ce este un... wow. Un butoi, nu știu ce-o fi ala. Masa îmi place foarte mult cum e făcută ideea asta. E genială ideea. Mamă, chiar în ochiul ăla de Enderman. Mamă, ce frumos. Deci masa e genială. Și vreau să-mi dați voi sugestia, bă, slidere, mai fac cu shadere și nu mai face cu shadere. Nu știu dacă se vede prea bine. Asta mă îngrijorează. Ok. Mă îngrijorează dacă, nu, dacă se vede prea bine. Aici avem încă două uși. Putem să mergem în basement. Aprindem... oh my god, am stins toată lumina. Avem pe aici, pe undeva, oricum. Avem și etajul de sus. Unde e etajul de sus? Sper că nu sting luminile. Ba, le sting. Îmi place casa asta foarte mult. O să le aprinzi, te rog? Alo? Ok, am aprins luminile. Hai să căutăm noi etajul de sus. Deci asta e camera, dormitor, cred. Aici avem mini living-ul, sau cum se numește. Nu prea mă pricep la astea cu arhitectura, living, habar n-am, bla bla. Sunt de la țară și eu, ce să văd. Mi s-a dărit la țară, sunt la oraș. Ok, acum mă chinui să găsesc cum urci la etaj. Poți să le dărești să găsești și tu cum urci la etaj, te rog? Ok, mamă, îmi place gardul ăla, e făcut foarte frumos. Unde n-ai băut fi, mă, etajul ăla? Mă rătăcesc în casa asta. A, uite la aici, l-am găsit. Un buton ceva, să aprindem luminile. Ok, avem butonaș aici. Am aprins luminile, urcăm pe scări la etajul... 1? Etajul 1 e parter, parcă. 2. Zilei, dar nu știe. Aici avem, cred că, încă o baie. Încă o baie. Avem un duș. Ok. Avem un duș multifuncțional. Aici puteți să vă spălați la ouă. Și aici puteți să trageți apa. Nu știu cum să trageți apa în duș, dar mă rog. Nu e duș, e jacuzzi. Bla, bla, bla. Încă o dată arătați foarte fantastic, domnule, astăzi. Așa arătați voi în oglindă. What the fuck? Ce aveți, mă, cu ei? Ok. Aici încă un duș, la fel ca celălalt, identic. Vă spălați. O să ieși afară. Ok, vă spălați. Ați închis foarte șmecher. Bate lumina pe casă, wow. Frumos. Nu știu, casa asta e una dintre cele mai deosebite case pe care le-am făcut eu cu Redstone. Îmi place așa că vezi cine vine de acolo. Ce frumos e cactusul pus. Etajul 2, îmi place și covorul, îmi place tot aici. Ok, are lumini peste tot. Ok, hai să vedem. Aici avem dormitorul copiilor, cred. Ok, dormitorul copiilor. Avem chesturi în care puteți să vă puneți lucruri. Puteți să vă uitați la vecini pe geam. Ce frumos e, doamne, nu-mi vine să cred că e așa ceva Minecraft. Aici un dulap unde vă băgați lucrurile murdare. Și un televizor, încă un televizor, ia. Wow, ce frumos, hai să stingem. Ok, asta e camera. Puteți să stingeți lumina dacă sunteți... dacă vă e frică de întuneric. O aprindeți. Unde e butonul? Dacă îl mai nimeresc, aici. Aici vă uitați la vecinii care nu-i aveți. Trei torțe și un șes, cred. Aici e un televizor, ce este? Un laptop, ceva. Ok. Mapa asta îmi place foarte mult. Și mai avem o singură parte, basement-ul. Adică... un beci, să zice la mine la țară. Dar e basement. Ok, unde e butonul ăla de lumină? L-am văzut acolo. Ok, acolo aveți un buton de lumină, coborâți jos. Ești în basement, what the fuck? Scuze, am dărâmat niște restul în greșeală, dar nu se pune. Ok. Aș de să nu mai meargă becurile acum. Ba, merg. În basement aveți o masă de biliard. Aici aveți stack-ul. Și vă pregătiți de jucat. Oh my god. Nu așa se joacă, bă, distrugi masa. Aveți un televizor. Încă o baie așa mai micuță, n-are nimic special. Baia asta, unde e butonul?
Puteți să trageți apa. Dar, a, uite aici. Aici trageți apa. Ok, așa se trage apa, aparent. Aici închizi ușa. Foarte frumos, basementul conține un televizor, o masă de biliard și mai avem aici un bar. Ce e în acest bar? Probabil că nu se văd, erau niște poțiuni. Nu mai sunt, le-au furat de recu. Erau niște poțiuni pe, pe părăți. Ok, să vedem mai bine fără shader el, o masă de biliard, ați văzut. Covor și aici aveți un dulap, ia să vedem. Dulap și vă îmbrăcați cu, v-a dat, diamond boot și cu o cască. Asta e un dulap unde vă îmbrăcați. Ok, nu e apă. Și am uitat eu să vă arăt, sus era un frigider parcă. Ia să văd eu frigiderul. În living acolo sau cum se numește. Bă, era un frigider aici, 100%. Unde e frigiderul? Până găsesc eu frigiderul. Oh, ok, uitați, aragaz, nu v-am arătat bucătăria. Aici aveți o măsucă. Aici aveți acaraze. Un crafting table. Și aici aveți frigiderul. Ok. O să-mi dai și mie ceva din frigider. Ok, mi-a scuipat o carne din frigider. Ia uitați, un bar de aur. Ăsta e frigiderul, doamnelor și domnilor. Hai să vă arăt și cum arată casa fără shaderel. Foarte frumos, mi-a auzit dumneavoastră. Chiar e de Knife Five Nights at Freddy? Eu nu joc. Ok, așa arată casa. Foarte șmecheră, nu știu, e un design unic. Îmi place cum se vede așa înăuntru. Design unic la această casă, are și curte și tot, și tot ce v-ați putea dori. Cam atât și cu acest episod, eu am fost Xlader. Pentru mai multe map showcase, lăsați un comentariu și îmi sugerați alte hărți pe care nu le-a făcut nimeni niciodată și mă voi uita pe ele. Am uitat să vă arăt că mașina asta are un garaj și o șmecherie. Deci dacă apăsați pe acest buton, veți deschide poarta la garaj. Veți da cu spatele și o veți băga înapoi. Pe aici intrați, pe holul ăsta, v-am uitat să vă arăt. Și intrați pe hol, aici aveți luminile, luminile de afară și poarta de la garaj. Ok, poți să închizi? Ok, s-a închis. Poarta de la garaj, ai deschis-o și ai închis-o de aici. Foarte șmecher. Asta e una dintre părțile mele preferate. Asta a fost o casă cu redstone. Dacă vreți să vă arăt case simple, îmi ziceți. Baftă lume! Pa!